Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Robert, ești dublu campion european la box, la U22. Ce reprezintă pentru tine acest lucru? Titlul ăsta pentru mine, să spun așa, este momentan apogeul maxim care a putut să-l ajung până acum. De două ori sunt campion european de sub 22 de ani. Mă gândesc foarte mult la Olimpiada din 2020. Asta e apogeul meu. De acolo vreau să mă afirm cu adevărat. Cum ai ajuns la box și cine te-a ajutat până acum în cariera ta? Am început boxul în 2011, parcă tatăl meu m-a adus la box. Se deschisese o filială într-un oraș micuț, de unde sunt eu, în Făurei. Și am spus să încerc. La început eram într-adevăr emotiv, emoționat, nu știam exact cum este treaba. Îmi doream foarte mult să fac. Tata m-a ajutat mult, m-a împins, să spun așa, de la spate, să mă înclin spre ramura asta. El a făcut și el box înainte, vreo 5-6 ani de zile, dar nu la fel, nu de mare performanță din cauza posibilităților de atunci. Am început cu bine, după aceea am venit la Brăila și ușor am ajuns la Steaua. Care a fost prima senzație când ai intrat în sala de box? Nu știu, era ceva total diferit pentru mine. Eram cel mai mic dintre toți, erau foarte multe persoane, nu știu, de 30, cred. Și pentru un orășel așa mic, toată lumea era, nu știu, pentru mine era ceva wow. Am început ușor, treptat, m-am acomodat cu situația, cu emoțiile și învățam tot timpul ceva nou. Asta îmi plăcea foarte mult la box. Tot timpul era ceva nou care și mă atragea foarte mult. Ce a spus mama ta în momentul în care ai ajuns la box? Nu a avut o oarecare teamă, reticență? Ba da, la început nu prea a fost de acord. Tata tot timpul a fost cu ea, să spun, măi, știu cum este treaba, stai liniștită, niciodată nu se va întâmpla nimic și eu am făcut sportul ăsta și dacă e ceva simplică și simt că nu este făcut pentru asta, o să renunț, o să-l opresc. Nu a fost cazul, ba din contră am fost exact făcut pentru acest sport. Câte ore muncești pe zi la antrenamente ca să ajungi campion european? Cam 4 ore pe zi, 2 ore constă un antrenament, facem 2 antrenamente pe zi. Destul de mult, zic eu. Și în afara antrenamentului, evident că ești tot timpul concentrat. Cum a fost primul tău meci de box? Primul meu a fost în orașul meu natal, în Făurei. Am fost cu un adversar mai micuț, bine, foarte mult mai experimentat ca mine, să spun că aveam jur de un an de zile de box, eu aveam de 2-3 săptămâni. Învățasem doar stânga directă și stânga pe asta, apoi stânga. A fost un public foarte numeros, pot să spun că a fost unul dintre cel mai numeroși public, să spun așa, din meciurile care le-am avut până acum. Și a fost, niște emoții unice, n-am cum să uit primul meci. Ai simțit vreodată teama înainte să intri în ring, înainte de vreun duel cu un adversar? Nu pot să numesc teamă, sunt emoții foarte mari, emoțiile sunt de două feluri, productive și cele care te trag un pic în jos, care deja nu e bine să le ai. Emoțiile mele au fost productive și îmi doream foarte mult să afirm faptul că pot și mai mult. Care e lovitura ta preferată? Uppercutul de stânga. Ai fost pus vreodată la podea? Da, am fost pus, m-am ridicat, vezi că am fost de meci la Iași, busam cu adversar, mult mai de bătrân ca mine, nu era așa experimentat, într-adevăr era începător, să spun așa. Eu fiind necopt, aveam în jur de 16 ani, Am luat meciul, nu am luat în serios, în glumă. Îmi plăcea de foarte mult să fac ce vreau în ring, să mă joc, practic. Și am fost un pic pedepsit, să spun așa. Am simțit ce înseamnă să fiu un pic pus pe jos și atunci mi-am revenit, m-am ridicat și am câștigat meciul. Abandon. Ce simte un boxer, un sportiv, în momentul în care e pus la pământ? Nu prea ești... În momentul când ai fost pus la pământ, să spun că primești lovitură în barbă, pe un moment nu mai realizezi ce se întâmplă și faci totul instinctiv, să spun așa. Pur și simplu mă băteam instinctiv. În ring eram tot ce am învățat, pur și simplu decurgea ca la carte, indiferent că eu am conștiință sau nu. Au fost momente în viața ta când ți-a venit să spui gata, mă las până aici, nu mai pot? Au fost foarte multe momente. A trebuit să am un pic de... La început mă și lăsasem o perioadă scurtă, pentru că era foarte greu pentru mine. Eu trecusem dintr-un mediu diferit către altul, foarte greu. Mi-a fost greu să fac alegerile, să mă las cum ar veni. După m-am gândit foarte bine și asta îmi doream, cu adevărat, să fac. Indiferent că e greu, foarte greu, vreau să continui boxul, orice ar fi. E drogul meu până la urmă. Și ce te-a determinat să mergi mai departe? Prima oară părinții au fost când eram necopt, când eram tânăr, care m-a susținut foarte mult, că ei sunt principala mea sursă de motivație.
Și ușor, ușor a început să mă maturizez, să gândesc singur, să mă gândesc la viitorul meu, să mă gândesc ce e bine pentru mine, să realizez că boxul e ceea ce îmi place. Prietena ta, Cristina, știu că face tot box la Steaua. Ai emoții când o vezi în ring? Îi mai dai sfaturi? Mergi la meciul ei? Normal, am emoții mult mai mari ca la mine. Ești incapabil să faci ceva în momentul ăla. Una e când boxezi tu, dacă boxează ea, pentru mine, nu știu. E greu. Dar, na, sunt din acest... Avem gură să pronașe din box și cunosc sentimentele ei și o să țin de fiecare dată. Ești deloc din Făurei, din același oraș din care se trage și Bănel Nicoliță, fostul jucător al Stelei. Vă întâlniți, discutați? Din păcate nu prea am avut posibilitatea să ne întâlnim. Eu de la 14 ani sunt tot timpul plecat, el a fost la fel și de vreo 2-3 ani, sau nu știu exact, am început să vină prin Făurei. E bine, în perioada asta am fost tot timpul plecat, vin foarte rar la casă și nu prea avem timp să ne întâlnim. Care e idolul tău în box? Vasile Lomachenko se numește, este un boxer ucrainean, dublu campion olimpic la amator și multiple campion mondial la profesioniști. Cine vrea să vină în colțul ringului într-un meci foarte important pentru tine și să-ți dea sfaturi? Mă mulțumesc cu antrenorul meu și cu stafful care este momentan aici. Nu am nicio preferință, am încredere foarte mult în ei. E vorba de, nu știu, pur și simplu de încredere. Te gândești ca peste câțiva ani să treci la profesioniști? Da, m-am gândit la asta. Nu s-a înrădăcinat foarte bine. Momentan mă concentrez pe Olimpiada din 2020. După vom vedea în funcție de posibilități, dar mă gândesc și la asta. Care e visul tău ca sport? Să ies campion olimpic. Visul oricui sportiv din punctul meu de vedere este Olimpiada pentru mine, este o altă lume. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I love the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak, this around me. They all about the clout, see, where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy ass haters that surround me. So they doubt me, they don't know nothing about me. So their mouths free, I'ma change that soon. Better watch out now, see. I just wanna be the greatest. And I just wanna be famous. Yeah, I just wanna be the greatest. Yeah, man, I just wanna be famous. Yeah.